Prefectul Eva Andreaș a anunțat în această dimineață pe pagina sa de Facebook că au trecut 2 ani de la preluarea mandatului de prefect al județului Timiș. Cu această ocazie, Eva Andreaș a transmis și un mesaj în care recunoaște că a trecut și prin perioade grele din această postură. Au trecut 2 ani de la preluarea mandatului de prefect al județului. Nu vreau să fac bilanțuri sau analize, ci doar să le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul la bunul mers al lucrurilor, celor care au făcut eforturi imense în momente delicate. Au existat perioade dificile, însă când am preluat funcția, am știut ce presupune munca unui prefect și că onorabila postură înseamnă și o mare responsabilitate. Multe mulțumiri încă o dată tuturor celor care se află în serviciul public și contribuie la dezvoltarea județului Timiș, afirmă prefectul. La data de 23 august 2017, fostul premier Mihai Tudose a numit-o pe Eva Andreaș noul prefect al județului Timiș, fiind prima femeie care ocupă această funcție.